Salutare, prieteni! Primul meu vlog de pe 2024. Am lipsit ceva timp din peisaj. A fost multă treabă. Vă ziceam asta toamnă. Și acum suntem pe Lacul Morii. Lacul Morii este proaspăt renovat. Și m-am gândit să facem o plimbare. Nu o să tai nimic, o să editez totul exact așa cum este. Pare bine că vă văd. Nu ne-am mai văzut de ceva timp. Eu sunt bine sănătos și mai bine decât eram ultima dată. Am evoluat și lucrurile sunt în regulă. Hai să mergem să ne plimbăm, să vedeți și voi cât e de frumos. După cum se vede, lacul e curat, e amenajat. Și aici am amenajat cum trebuie. Deci tot nu ne-am mai văzut, a fost multe lucruri care s-au întâmplat în viața mea și majoritatea bune. Și astăzi m-am gândit să fac un vlog, să merg așa liniștit, să mă plimb. Arată super bine și place că e apa curată, foarte curată. Se vede că au amenajat și pista de alergare arată bine de tot. Parcul în general arată foarte bine. Am pornit de acolo, de la centrală, se vede, și Bucureștiul parcă a renăscut în primăvara asta. E super frumos ca și arhitectură, ca și design. Aici poți să stai jos, să privești. Foarte frumos. Ce frumos se vede. Poate puțin vântul, dar e foarte bine, e plăcut. E călduț. Pe jos e distanța mai mare, dar aici sus, pe lac, e distanța mai mică. Arată foarte bine. Ce frumos a făcut. Bănci unde poți să stai. Între timp s-a schimbat și tehnologia. S-au schimbat multe. Dacă îmi pun ochelarii noi, nu mai văd nimic, nu văd ce filmez. Super frumos, liniștit să te plimbi acum. E super tare. V-am zis, nu o să tai nimic la vlogul acesta, nu o să editez. O să fac natural. Știu din experiență că naturalul vă face să vă uitați la vloguri și m-am hotărât să fac așa. Bine, înainte și cu discursul, îmi căutam cuvintele, da? Uite două rățuște.
una se vede. De fapt, cred că se văd amândouă. Gata, am și reglat camera. Rățuștele tot pe relaxare. A fost un an frumos, am învățat multe, am construit mult și a fost foarte, foarte ok. Porumbei, păsări, arată într-un mare fel acum după renovare. Foarte tare. Liniște, relaxare așa după muncă, după amiază. Super. Am frunzit copacii. Natura a revenit la viață. Foarte frumos. Ciclii supărați pe viață. Nu știu dacă mai am timp de o berică, dar pe căldura asta parcă ar merge o bere, să vedem. Da, 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 acolo copul pe scările astea și știu unde e terasa, că a mai fost. Tare. Să coborăm acum pe scări în jos. Aici am mai făcut un vlog când mă apucasem de vloguri, cred că acum 2 ani și mai bine. Îmi căutam cuvintele, nu știam ce să zic, nu știam cum să zic. Mi se părea că sunt mai interesant dacă spun cuvinte deștepte. Era și iarnă. Vai de capul meu, ce nebunia lui Salam. A, e și deschisă terasa. Tuborg, o berică. Prea mai am timp că... Trebuie să ajung unde am treabă, da. Îmi place liniștea asta și îmi place că e curățenie acum. Au și renovat parcul și încă e în renovare, dar e superb. Îmi place să merg pe unde am mai fost. Uite ce frumos arată. De fapt, acum, să fiu sincer, cam tot Bucureștiul arată bine. Mai ales că sunt și alergeri, să bagă bani, să bagă bani grămezi. Aici, la terasa asta, m-am numai amintiri frumoase. Am fost cu niște prieteni și servit câte o berică și e perfect. Mai ales pe căldură, ca asta, acum sunt undeva la 30 de grade aici.
să revin în forță, așa, o să fac mai mult timp, să fac și de la Craiova, acum o să merg pe la Craiova și să fac și de acolo. Comandat o berică, sănătate, sper să ne auzim și în alte vloguri. Veni tot ce tu, veci, domnul Isada, ne-ai răpusă, nu la porus. Să ne vedem cu bine. Bună berea rece, cald afară. Vă las multă sănătate și numai bine.